Acesta este așadar cortul pentru marchiză Villa Store. Modelul de față are 3 metri și jumătate, deoarece este instalat pe o marchiză de 3 metri jumate. Autorul Lota are 5,99 m în total, deci este un model destul de compact. Materialul este foarte ok. Cred că este a 5-a sau a 6-a oară când instalez cortul. Etanșează destul de bine către rulotă, dar și în partea de sus, unde este această fâșie de material prinsă jos cu scai și sus cu niște cleme, astfel încât să nu intre apa de ploaie. Geamurile au această jaluzia care se lasă. Pe interior sunt și perdeluțe, dar nu le-am mai montat. Aici este ușa, care se închide până jos cu fermoar. Este foarte important să fie bucata aceasta de material aici, pentru că în caz de ploaie, apa este direcționată cât mai departe de cort. Și să intrăm acum și înăuntru. Atât pe capătul acela, pe laterala din stânga, cât și pe laterala din dreapta, aici, avem ferestre mari. Nu le-am deschis acum deoarece bate vântul, dar sunt tot așa cu partea exterioară care se ridică și aici au o plasă pentru insecte. El are o tijă care merge de la marchiză, de la capacul frontal al marchizei până la peretele autorului ei. Aici este cu o ventuză ca să nu alunece și în jos pleacă un picior care este reglabil. Și acest picior ține și acest burete, care are rolul de a etanșa între peretele autorulotei și cort. Eu sunt foarte mulțumit de acest produs. Își face treaba cu brio și este la jumătate prețul față de de produsul echivalent de la Fiamma. Bineînțeles, nu este la fel de finisat ca și Fiamma, dar și banii sunt la jumătate. După cum vedeți, vântul bate destul de tare și cortul stă foarte bine. Dacă sunteți în căutarea unui cort pentru marchiză, eu zic că este un moment bun să-l luați, mai ales că este la preț redus acum și e mare lucru în sezon să fie la preț redus și să fie și pe stoc.